Trebuie să ajungem, dar ce facem de acolo Pe încolo? unde? Echipa națională de-abia poate să facă o echipă. Iar în alte țări, Spania, se fac Italia, liniști, două, fac trei două, echipe. Trei echipe. Da. Dar noi nu analizăm. Vrem rezultate, vrem rezultate. Vrem să obținem calificări, să mergem mai departe. De-abia reușim să facem 18 jucători, din care 10 au valoare, 10, 12 jucători au valoare, restul sunt jucători, dar niciodată nu le face concurență la titular, cum era, știu, înainte de 90, în care și atunci se puteau face două echipe. Bun, vă adresez o ultimă întrebare vis-a-vis de aceste dueluri provincie-capitală. Nu credeți că în câțiva ani provincia o să fie peste capitală? Nu va fi foarte greu. Va fi foarte probabil greu. La nivel de investiții sau va fi care foarte, rezultate? Foarte greu. Mă apare cum a apărut și CFR-ul, în care a fost o surpriză, nimeni nu i-a băgat în seamă la început. Foarte puternici, foarte bine organizați. Da, da, deci în meciul cu Craiova, de exemplu, aseară s-a văzut un fel de rutină în jocul Clujului. Ma, nu putem, și ei tot să câștige, la tot au câștigat campionat, cupă, trebuie ceva să se schimbe și acolo, apar aceste, știu eu, sau automulțumire, performanță, sigur, nu este ușor. Și mai ales că acești jucători nu au fost obișnuiți cu performanță. Deci nu este ușor să obții an de an performanță, să ai concentrați pe jucători. Acești jucători și-au realizat un obiectiv, după care, sigur, au început să se relaxeze. Nu mai au aceeași motivație, aceeași foame de rezultate. Nu mai e, gata. Au nevoie de o perioadă de timp în care la să piardă, acel să fie criticați, să se facă chiar și de rușine de multe ori, ca să-i poți iară să-i motivezi, să-i încarci. Să ia de la început. Să ia de la început, nu ușor. Da. De există este și aceste lipsuri. O ediție de campionat foarte interesantă, pentru că, bine, Gloria este la al 19-lea sezon în primul eșalon fotbalistic și Gloria este printre puține, dacă nu cumva singura echipă care de când a promovat nu a retrogradat. Foarte mulți bistrițeni vorbesc despre jocul echipei, da. Că se începe prea defensiv, de exemplu. Au dreptate? Echipa face ceea ce poate să facă în momentul de față. Deci eu sunt cel mai în măsură să găsesc soluții, să fac tactica, pentru că sunt lângă ei. Sunt lângă ei. Numai eu știu, numai eu cunosc situația fiecăruia dintre ei. Eu stau toată ziua lângă ei și eu știu de ce cu Rapidul a trebuit să joc așa, de ce cu Vaslui a trebuit să joc așa. Eu îmi cunosc foarte bine jucătorii. Cei care sunt afară, de care poate nici nu au venit vreodată să vadă vreun antrenament, ei spun că așa trebuia. Eu cunosc, eu știu. Pentru că ei cunosc foarte bine pe jucători, știu ce pot să facă, dacă au fost accidentați, nu sunt accidentați, dacă au o problemă medicală, nu au o problemă medicală. Dacă risc cu ei de la început s-ar putea să-i accidentez, să nu i-am, știu, o lună, două, de ce am jucat meciul cu Rapid în situația aia? Pentru că am fost nevoit să joc. Deci am motive să impun un anumit stil de joc. Și la meciul cu Vaslui am cerut anumite lucruri, dar vedeți, din punct de vedere fizic, n-am reușit să obțin. Pentru că, de fapt, eu cu câți atacanți am jucat? Am jucat cu 4 atacanți la meciul cu Vaslui. Cu profil de atacant. Dar n-am reușit să ajung cum ne-am propus să ajungem noi la jocul respectiv. Și de ce? Pentru că acești jucători ne așteptam ca, din punct de vedere fizic, să cadă, să nu poată să ducă ritmul. Și atunci, sigur, foarte retrași. De ce? Pentru că nu aveau energia, nu aveau pregătirea să ajungă în atac. Atunci am stat, stăm acolo, pentru că dacă plec, nu mai pot să vin înapoi și așa mai departe. Da, e complicat. Sigur, e complicat. Dar eu sunt de asta și vin în astfel de situații să dau explicații, să spun despre ce este vorba. Cine vrea și este de bună credință și vrea să înțeleagă, cine are prejudecăți, sigur, merge pe ideea lui, pentru că asta dorește să facă cunoscut sau asta vrea să creadă, atunci sigur că fiecare este liber să gândească și să exprime cum dorește. Domnule Sabău, eu înțeleg și echipa și spectatorii, pentru că mai stăm și în tribună, mai stăm și pe lângă. În momentul în care un spectator vine la meci, vrea să vadă spectacol. Și în momentul normal. În care pleacă normal acasă și n-a văzut, dau un Dar exemplu. Cine este cel mai nemulțumit, după părerea ta? Cine este cel după mai un joc? Nemulțumit? După un joc, după un rezultat negativ, cine este? Cred că jucătorii și spectatorul. Antrenorul, în primul rând. Antrenorul. Dacă el răspunde. El este cel mai afectat
Pentru că și eu am niște ambiții ale mele, nu? Și eu sunt un antrenor profesionist și eu nu vreau să mă fac de rușine. Păi toți vrem și să eu iasă bine și am să niște responsabilități. Eu sunt în față de fiecare dată și vreau ca lucrurile să meargă bine. Vreau să răsplătesc pe acei oameni. Întotdeauna am fost și ca jucător. M-am responsabilizat poate prea mult. Și mie nu mi-este indiferent. Eu nu dorm noaptea, nu mă duc după un joc, stau acasă 2-3 zile, nu ies din casă că mi-e rușine. La fel, poate exagerez, pentru că așa am fost toată viața mea, eu a trebuit să muncesc ca să realizez ceva. N-am avut pile, n-am avut cine să mă împingă din spate și așa am fost clădit ca om, ca personalitate, pe muncă foarte multă și sacrificii. Sigur că sunt foarte afectat atunci când lucrurile nu merg bine. Sunt foarte, primul sunt cel care sunt supărat și sunt preocupat de rezultate. Pe urmă, sigur, vin ceilalți care vor să vadă spectacol. Sunteți primul preocupat pentru că sunteți implicat direct în jocul echipei și dumneavoastră îi puneți în teren, dumneavoastră îi motivați. Eu am adus jucători, există un președinte, există sponsori care au spus, bă, avem încredere în Sabău. Sigur, și când echipa nu merge, pot să fiu indiferent că, bine, din vară oricum nu mai am contract și plec, nu mă interesează, pentru că nu așa gândesc lucrurile. No, trebuie să apreciem, multă lume nu înțelege domnul Sabău. Omogenitatea contează foarte mult și la nivel de jucători și la nivel de antrenor. Chiar dacă nu vin rezultate. Spuneați puțin mai devreme de situația cu domnul Lucescu de la Dinamo. Are după 4 ani. Sunt echipe și echipe. Manchester, când Ajax a câștigat după 3-4 ani de zile, n-a mai avut nimic. A fost o echipă pierdută, ieșea din primul tur. Există un ciclu. Noi n-am reușit deocamdată, n-am reușit la Gloria Bistrița să ne propunem ăsta vine, să facem și greșeli. Deci aici trebuie să recunoaștem și recunoaștem absolut toți când greșim, dar nu facem voit. Nu facem intenționat, pentru că nu ne facem rău nouă. Dar noi cei care suntem implicați, încercăm a doua oară să nu mai greșim și să... Sigur, încercăm să ne corectăm, dar trebuie să avem răbdare ca să putem, într-adevăr, să putem aduce și jucătorii, pentru că sunt foarte mulți jucători care, din păcate, nu confirmă. Au fost care au confirmat și clubul și echipa a avut numai de câștigat, au fost care n-au confirmat, s-au făcut greșeli. Da, corect, s-au făcut greșeli. Dar echipa nu poți să faci să te bați, schimbă o echipă întreagă, îți vii să te bați cu echipe care joacă de 2-3 ani de zile, sunt deja jucători care sunt bine legați, jucători care au valoare, jucători care joacă împreună, relațiile de joc, o anumită pregătire, un anumit sistem de joc. Nu putem să... Nu iau jucători care costă 200 de mii. Îi dau contract 200 de mii, poftim, ai cât jucător respectiv, cât are, cât vrei contract? 300 de mii? Bun. Ăsta e jucător, l-aduc și-l bag. Nu ne putem permite așa. Îmi permit jucătorul acum este. E gratis. Sau acel jucător îl luăm un an de zile pe împrumut și vedem dacă îl facem fotbalist. Muncim. Până acum am reușit și stăm acolo dimineața până seara, asta facem. Muncim, dar nu întotdeauna reușim în anumiți jucători să îi facem super jucători, să nu facem miracole. Să zicem, într-un jucător divizia BC sau necunoscut, gata, deja și pe ăsta îl facem de lot național. Sau joacă în divizia fără probleme. Sunt jucători care confirmă, care sunt puternici punct de vedere psihic, inteligenți, jucători care foarte repede se integrează și jucători care dai după seama după 3, 4, 5, 6 luni de multe ori, îți dai seama că ai investit degeaba în acel jucător, că nu merita să îi se acordă încredere, pentru că nu este de performanță. Da, de aceea probabil trebuie luați mai mulți și de acei mulți probabil este ceva până la urmă. Este de admirat că această echipă așa cum este, întotdeauna a fost organizată, întotdeauna a fost liniște, întotdeauna oamenii au fost aproape de această echipă. Și de apreciat, pentru că, da, sigur, când lucrurile măr prost, e foarte simplu, numai să arunci, numai să jignești, numai să critici. Când merge bine, v-am spus, când merg bine lucrurile, eu sunt din numai vin aici la emisiune. Nici nu mai vin, nu apar în fața presiei. Când măr prost, vin să dau socoteală de ceea ce se întâmplă. Da. Și exact cum stau lucrurile, nu mă ascund, nu fug de responsabilități. Am un exemplu destul de interesant, concret. Gloria Buzău a făcut 24 de... Nu pot să zic transferuri. A schimbat 24 de jucători după turul de campionat. Și intenția pe care ei, cei de acolo, conducătorii o au, cred că e bună.